Înființată cu mai bine de patru decenii în urmă, cu un profil de artă populară și artizanat, societatea Marama Mușceleană a continuat de-a lungul anilor, cu perioade ascendente, descendente, în funcție de evoluția pieței, de producția de costume populare din zonă, i, -i ștergare, fețe de masă și diverse lucruri speciale. Am fost acolo prezenți și prin materialul următor vom afla mai multe informații despre acest subiect. Micșunica Mihailă iubește România și portul național. Respectă valorile și tot ce ține de tradiție, considerând că păstrarea identității naționale trebuie să dobândească prioritate în contextul european. Comunitatea locală trebuie educată în spiritul respectului pentru folclor, tradiție, trecut, pentru că fiecare membru al acestuia să devină conștient de faptul că este parte integrată a istoriei noastre. Cum au reușit să păstreze acest patrimoniu? Cu foarte multe eforturi și în primul rând lucrătoarele, cele care cos și au produs maramele și aceste ei, au fost, cum să zic, sursa de inspirație a produselor noastre. Ele au venit cu modelul din zona satului respectiv, din modelele vechi pe care le aveau de la bunici, de la părinți, s-au inspirat și de fiecare dată cum vă spuneam mai devreme în birou cu concursul de creație și noi aveam un adevărat concurs și de fiecare dată există în fiecare an exista o sesiune asta înainte de 90 o sesiune un târg național unde se făceau contractele pentru magazinele din întreaga țară o comisie aviza aceste produse și atunci fiecare unitate care era prezentă căuta să vină în fiecare an cu produse noi care puteau fi contractate și văzute pe piață deci era un adevărat concurs de, de creație. Asta a continuat niște ani de zile până după 1990 când atunci lucrurile s-au schimbat oarecum în sensul că nu mai aveam desfacere pentru întreaga producție, doamnele țesătoarele și lucrătoarele noastre au găsit meserii și în alte domenii și atunci au început greutățile pentru noi, în sensul că nu mai puteam susține spre vânzare o producție la un asemenea nivel și am căutat metode alternative ca să putem susține și această activitate. Deci, noi am avut secție de covoare manuale, aproape 100 de oameni, covoare. Uh, pe care erau numai export 100% pe Italia și Statele Unite apoi am început cu broderie imediat după 90 și broderie de mașină export numai pe Italia iar ușor, ușor lucrătoarele au trecut de la țesut, de la cusut, de la brodat au mers spre cealaltă parte, spre croitorie unde facem produse moderne și cu care în ultimii, să zic, 15-20 de ani am putut să susținem și această activitate. În ce privește produsele astea de artă populară, nu ne amint industrializat deloc, adică ceea ce vă prezentăm și astăzi dumneavoastră și clienților noștri, este efectiv producție manuală, adică totul este cusut de mână, tot, totul este țesut în război, nu ne-am industrializat aș putea spune absolut deloc, probabil de asta și astăzi clienții ne caută, suntem cunoscuți, suntem mândri că produsele noastre au ajuns așa știu să zic în, toate, în toată lumea aș putea spune prin vânzările pe care le avem și din ce în ce mai mult sunt oameni care apreciază calitatea, bunul gust, și ceea ce contează cel mai mult apreciază și munca. Adică sunt persoane care recunosc că se muncește foarte mult și probabil și prețul produsului reflectă munca. Acum, apropo de prețul mă rog. produsului, în trecut această instituție dumneavoastră, Marama Mușeleană, era practic producea costume pentru clasele sociale foarte înalte ale României. O, ne puteți spune? să vă spun o istorie mai lungă. În primul rând, toată lumea atunci era producție masă pentru astea pentru că nu erau import în țară de atâtea produse din confecții sau moderniste și noi atunci produceam pe lângă iile și costumele acestea tradiționale și bluze obișnuite, dar care aveau o broderie, aveau o tentă clasică și o tradițională persoane mai deosebite, ce vreau? Nu prea vreau să-mi amintesc prea mult de lucru, dar vreau să vă spun că și uh, costumațiile Elenei Ceaușescu, țesăturile, au fost făcute la Marama Mușceleană o parte dintre ele, n-aș putea să spun deci noi aveam o lucrătoare aici unde cei care se ocupau de costumația respectivă veneau, lansau comanda aduceau materialele, era vorba de firul de mătase naturală import în culori pastel roz, bleu se făcea țesătura într-o anumită perioadă de timp, iar croitorii care lucrau la, la casa și se ocupau de aceste costumații reușeau să facă rochiile pe care le-a purtat. Ne amintim de Regina Maria, care purta mândră așa în toate imaginile și în toate prezențele domniei sale, costumul mușelean. Da, se pare că costumul mușcelan este perla costumului popular românesc, deci Ia și Marama de Mușcel sunt văzute în marea majoritate a fotografiilor Reginei Maria. Costumul național mușcelan este deosebit prin firul care se folosește, prin noblețea materialelor, prin modelele care sunt și mai ales această încununare cu marama. Deci este un costum deosebit și la diverse alte ocazii, chiar și astăzi, acest costum este impecabil și apreciat oriunde poate fi purtat ce reprezintă marama mușcheleană și în prezent și cum se lucrează, cum o, ce tradiție. Azi, nu prea știu exact ce reprezintă, dar este podoaba care se pune și este parte componentă a costumului popular mușcelean. Ea este țesută din firul de borangic natural. Aici este o altă problemă care peste ani a intervenit pentru că în România nu mai există după 90, un... există înțeleg producători de mătase, de verde mătase, însă aceste gogoși și firul ăsta nu mai este țesut. Exista pe vremuri o fabrică mătasa populară București unde se făceau mătăsuri naturale și unde se țesea și de acolo ne aprovizionam cu borangicul. Însă s-a desfințat ca mai toate întreprinderile din vremea respectivă de țesături, pentru că eram nenumiți pentru fabricile de țesături și de mătăsuri și de stofă în România, iar noi, cam să zic, în jurul anului 2000, dacă nu chiar mai devreme, cu mari eforturi am început să importăm acest fir din China. Este tot fir natural, este tot mătase naturală și de acolo Problema este cu acest produs care ne poartă numele de 50 de ani, că nu se mai poate executa. În primul rând, nu că nu am mai putea să facem față importului pentru acest produs, unde este de, pentru firul de mătase. Nu mai sunt lucrătoarele care se. Au trecut toate neființă, cele care au făcut, iar noi lucrătoare care să lucreze aici în pe marame nu prea mai există. Mai avem o singură doamnă cu care colaborăm și ea lucrează destul de puțin, deci este o tradiție care va fi pierdută. Mai sunt în țară, pe la Vâlcea sau în altă parte unde încearcă să facă o astfel de maramă, dar filul nu mai are această finețe. Deci după cum puteți observa și acolo pe manechinul pe care îl avem și la acest produs, marama aceasta avea o finețe extraordinară. Da, și v-am spus, este emblema costumului popular mășcelean. Dar v-ați gândit la soluții pentru viitor pentru a salva această parte. a? Oh, nu știu m-am tot gândit, vă spun. Dacă sunt aici de atâția ani de zile, soluții prea multe nu există. Pentru că nu sunt doritor. Deci, am încercat pe programe, pe plată mai mult, pe nu mai sunt doritori. Deci v-am spus, nu mai sunt doritor. Deci cred că cumva această tradiție va fi pierdută. Eu am făcut tot ce s-a putut și colegele mele cu care am reușit, dar va fi greu să se repornească, poate cine știe mai există încă războaie, mai există una, două doamne, să zic, acolo, care mai, pentru că nu neapărat țesutul este, aici este o întreagă procedură până se ajunge la țesut. Firul se spală într-un anumit fel, se apretează într-un anumit fel, că vă dați seama, e mai subțire decât firul de păr. Ori aici, ca să-l îl țești și să-l pui pe, să-l bobinezi și să reușești să nu se rupă, trebuie foarte multă răbdare. Răbdare, răbdare și îndemânare și experiență. De mulți ani. Mai exista Serica Rom la noi în București pentru industria filmilor de mătase? Da, nu știu, din păcate, am zis, materialul n-ar fi să zic o problemă pentru ziua de astăzi. Probabil se vor face vreodată, sau cine știe pe anumite proiecte sau ceva, sau cei mai tineri care îndrăgesc această meserie și această parte, să zic să facă cumva mai industrial, adică pe un alt fel de război, nu manual, să folosească acest fir, cred că ar exista oarece posibilitate și pentru asta. Dar este investiție, durează să formezi niște oameni, să-i găsești în primul rând, și apoi să-i formezi, să zicem că s-ar putea forma, dar să-i găsești. Deci cu mare greutate, deci a fost o perioadă când nu mai voia nimeni produse din asta de țesute, iar fetele lucrătoarele aproape că se rușinau când spuneau ce lucrez. Păi lucrez în războiul de țesut fote sau marame. Ori nu, asta am încercat să le spun că ceea ce fac el este artă, iar un lucrător, un producător să execuți așa ceva sunt meserii unicat, de care trebuie să fie mândre că au lucrat o viață și că o cunosc această meserie. Cel puțin asta este din punctul meu de vedere care am îndrăgit această tradiție și aceste produse. Știți că se întâlnesc că fetele femeile se întreabă în îmbrăcate de unde este ea respectivă. Dumneavoastră, de unde aveți ea aceasta? Păi ea aceasta mea nu este o ie dintre cele noi, este o ie achiziționată, este o ie foarte veche pe care eu am recondiționată și am pus-o pe o pânză nouă. Și ea vine dintr-o cămașă bărbătească de nuntă. Deci, înainte, în zona noastră, la căsătorie, tinerii aveau cămașa bărbătească și mirele și mireasa. Mireasa în costumul național alb, costumul de mireasă, mai executăm și noi costume populare albe, așa. Iar bărbații purtau de asemenea. Une dintre cele mai frumoase. Eu am reușit să primesc cadou două o asemenea, să achiziționez o asemenea cămașă deosebită și mi-am recondiționat și mi-am făcut o ie pe care o port oricând. Am și altele, am și alte costume, dar aceasta mi este foarte dragă. Mai ales că este veche și că reprezintă destul de frumos ceea ce se lucra odată. Gândiți-vă că este foarte multă muncă, este la fir cu sută aici și e un produs valoros. Asta vreau să vă întreb, cam cât durează o ie? Ca să o confecționez manual. Uh, Luni. Depinde. O, ie din asta, așa să spun, care este acostumul. Să zicem că ăsta este un costum național original, îi spunem noi. Adică, ie are firul acesta de mătase care îi dă strălucire, care îi dă eleganță. Să zic că una din lucrătoarele noastre lucrează cam vreo două săptămâni. Lucrează cam vreo două, trei săptămâni la un asemenea produs. Da. Mai aveți aici și pentru copii. Se vând sau cele care este produsul care se vinde cel mai bine. Bănuiesc că oricum marama se vinde. Mai ales vinde. la costumele de mirese. Costumele naționale, în general, sunt cele care se vând cel mai bine, costumele complete, adică cu fotă, cu ie, cu maramă, așa. Deci în culorile albe, albastru, roșu, negru. Deci cam asta se vând cel mai bine și Iile mai complexe. Vă spuneam că, cum să spun, preferința clienților noștri s-a restructurat destul de mult. Dacă mai acum câțiva ani de zile, până să apară și aceste produse pe piață care sunt industrializate, oamenii își doreau, zice vreau o IE, dar vreau la un preț din asta mai accesibil, la 3-400 de lei, acum preferința s-a schimbat. Deci oamenii își doresc produse mult lucrate îi apreciază valoarea își doresc calitate și, într-adevăr, apreciază și munca și nu fac probleme de preț. Dar ce sumă ar putea să investească cineva care ar vrea să facă o afacere? Cât costă pânza sau. Nu știu dacă investițiile sunt extreme. Investiția cea mai mare este în manoperă, în manopera produsului. Pânza, mai sunt producători în țară, există și aici, pentru că nu toată pânza are aceeași calitate, deci ea trebuie să aibă firele destul. De, cum să spun, de uniforme și bumbacul pe care îl folosesc, pentru că altfel se denaturează modelul, așa, investiția, m-am spus, este în oameni. Cea mai mare investiție trebuie să fie în oameni, dacă găsește lucrători care să facă și cu care să meargă, și apoi, bineînțeles, și, și desfacere la un nivel. Uh, sunt firme și doamne, și care și-au deschis această mică afacere, acum nu-mi dau seama cât poate să fie de profitabilă. Foarte profitabilă nu are cum să fie, pentru că aici nu e vorba de productivitate, nu e vorba că aduci un tilaj sau schimbi ceva ca să poți să reduci timpul de lucru și să faci produsul. Nu, aici totul e de îndemânare și de muncă. Dacă reușești să plătești, să găsești în primul rând omul și să-i asiguri o manoperă care să fie convenabilă pentru că din asta trăiește, atunci totul este în regulă.